este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă în acest moment un număr de 10 consilieri din un total de 15. Lipsesc motivat. Domnul consilier Fostea Dan este plecat la Iași cu tatăl său la spital. Mocoi Dorilian Valentin este plecat la Iași în interes de serviciu. Și doamna Giurgiu Veronica a plecat în străinătate. De ce am spus că sunt mai mulți? Nu mi-a ieșit la număr pentru că domnul Ardeleanu Corneliu Ion a sunat că întârzie, merge încet, vine de la Focșani. Se pare că în aceste condiții suntem deja 11, nu 10. Cu dumnealui, dacă vine. Mai 5, 6, 7, 8. Oricum este majoritatea. 10, 11. Acum suntem. Acum, da, acum suntem 11. Acum, dacă vine, e considerat. Deci deocamdată suntem 11. Așteptăm prin urmărirea și o să adăugăm la prezență. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință ar urma să fie condusă de către domnul viceprimar Coacă Vasile Gara. Cine este pentru propunere? Este cineva împotrivă? Dar pe nu cineva? Domnul președinte, cum zice, pentru... S-a aprobat. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru votul acordat și, în primul rând, aș dori ca această ședință, chiar dacă este un pic mai agitată, să se desfășoare cât de cât în limita legii și a corectitudinii și a liniștii. Și salutăm și prezența celor trei invitați din comuna noastră. Nu suntem invitați. Nu suntem invitați. Tine voi la venit. Păi, cetățenii comunii. Da, așa. Facem la venit. Da. Aș cere voie, domnului președinte, domnului primar, să-mi acorde un pic... Da. Stai. Domnul Aninel are o problemă și ar vrea să, dacă cu acordul dumneavoastră, poate să părăsească ședința. Este problema la rar. Votul lor. Lasă votul la președintele ședinței. Da. Adică să știu și noi, pentru sau nu, că am făcut să știu. A lăsat votul. Pentru ce? Cum am înțeleagă inițial? Ca să înțeleagă tot ce răzit. Exact, ca să înțeleagă. Pentru proiectul inițial. Pentru proiectul inițial. Ca să înțeleagă tot ce știu. Lasă-mi numai. Omul pe aia pleacă și prin că tu s-a ceva și-a tot dat. Cum ar trebui să se dă așa? Nu știu ce vreau să spun. Da, dăm cuvântul domnului primar. Bună ziua, dragi consilieri. Bine ne-a regăsit astăzi, în data de 7.02.2018, la o ședință extraordinară, în care trebuie să rediscutăm taxele și impozitele în comunalități. Aș vrea să încep această discuție cu o retrospectivă a ședințelor de Consiliu Local, a ședinței de Consiliu Local din data de din decembrie 2017, la care s-a votat taxele și impozitele. În fiecare an, în decembrie, ultima ședință din an, se stabilesc taxele și impozitele comunei Livez. Și nu numai. Cu cât înainte, domnul Bătrăbui, cu cât înainte intră în dezbatere ce ai să-mi fac? Nu, dar să acum este o dată vorba, dacă haideți să lăsăm pe domnule. Am spus, dar nu duceți domnul Sorociu, dumneavoastră, sunteți într-o emisiune, știți și câștigi. Domnule, nu puneți întrebări. Vă notați, am o rugăminte. Vă notați. Da, încep. Vă scris la cuvânt, dar deocamdată să vorbească. Nu, așa. Adică încep să-mi revin. Da. Deci, în decembrie, în fiecare an, în luna decembrie, se stabilesc taxele și impozitele. De ce se stabilesc în decembrie? Urmează următoarea lună, prima lună sau a doua lună din an, în care se face bugetul. Bugetul se face și în funcție de taxe și impozite. În ședința din ianuarie, a fost prezent în sală domnul director Rusu,
în care ne-a explicat clar că Consiliul Local susține mersul școlilor cu tot ce înseamnă cheltuieli. Acum mai nou, salariile sunt la Ministerul Învățământului, respectiv la Inspectoratul Școlar. Ce înseamnă asta? Dacă vrem să susținem și să avem școli de modern, ați văzut că domnul director ne-a prezentat situația la unele școli. Spre deosebire de alte localități, stăm bine la capitolul școli. Vreau să vă spun că asta am menționat-o și eu în acea ședință și o susțin și acum. Dar sunt lucruri care trebuie reparate. Domnul director a venit cu, știți bine, a prezentat situația la școala din Livez, sat. Acum merge pe semnătura dânsului și a mea. Ne-a chemat la Inspectoratul Școlar și a spus, domnule, dacă vă dăm un răgaz să meargă până în 2018, iar din septembrie nu mai primiți acest răgaz. Tocmai de aceea noi ne facem calcule pe acest buget, pe aceste taxe și impozite. Eu știu că s-a mărit un pic. Eu am și specificat în ședința din luna decembrie, la întrebarea domnului consilier Costea, în care mi-a spus, domnule, cu cât s-a mărit taxele și impozitele. Și am spus 15%. N-am spus că au rămas la nivelul. Deci asta se pot vedea pe înregistrări, pe lucruri care sunt mai mult decât atât. Banii care îi colectăm din taxe și impozite se întorc la cetățenii comunei Lides cu anumite cheltuieli. Ce înseamnă asta? Iluminatul public, care avem o problemă, de așa sunt costurile enorm de mari. De acolo ne facem calculele și le plătim. Ce se întâmplă? Dacă ne ținem taxele la anul 2017, l-ați observat și a venit doamna Elena Telimbeci, în care ne-a prezentat. Suntem sub anul 2017 acum, cu taxele. Cheltuielile au crescut, dragi consilieri. Deci, inflația se vede la fiecare. În buzunar se vede. Deci, vă dau un exemplu. Dacă noi vrem să schimbăm un bec, un bec costă 10 lei. Noi socotim 10 lei. Nu costă 10 lei. Pentru că montat pe bec, pe stâlp, nu-l face primarul. Am luat becul, am tras cu praștea și a ajuns în stâlp. Acolo este firma, se deplasează, își face și vine cu facturica. Asta este. Face devizul de lucrări, noi îl plătim. Eu, din punctul meu de vedere, aș merge fără nicio taxă. Că și eu plătesc taxe, și familia mea, și prietenii mei, care m-au și sunat, domnule, dar ce acolo, ce ați mărit cu 200%? Deci s-a dus în spațiu public un anumit zvon. Acum, din punctul meu de vedere, pentru cetățeni, este normal să nu plătească nimic. Ce din rândul că fac și eu parte. Și familia mea, și cum am spus, și prietenii mei, și colegii mei din Consiliu. Dar ca să putem susține bunul mers al instituțiilor care le avem în subordine și care trebuie să facem lucrări, să facem investiții. Mă refer aici la o parte din aceste impozite merg la investiții. Ce înseamnă investiții? Avem PND-le noi, în care trebuie să venim cu o cotă parte. Aprobat de mine, în luna decembrie, am aprobat contractul de finanțare la București, la Minister. Este vorba de 5 milioane de lei. Nu-s bani puțini, dar în continuare documentația trebuie să o facem noi și după aia avem bani. Ce înseamnă? Firma de achiziții, deci achizițiile din interior. Am făcut contract cu un consultant ca să putem să ducem la bun sfârșit. Începe perioada de licitație. Toate aceste documente trebuie plătite. În momentul când nu avem, nu putem să ne ducem la final. De aceea eu vă spun că sunt de acord cu ceea ce domnii consilieri care au făcut proiectul de hotărâre, să mergem cu el, dar vă spun și următoarea.
Deci astea vor fi urmări. Nu putem să susținem, nu putem să ne mai susținem cu... În afară de asta, cheltuielile în primărie, școlile trebuie delatizare, toate astea, nu le, cu banii ăștia se fac. Din punctul meu de vedere, vă spun din start, susțin ceea ce consilierii au vrut. Dar v-am prezentat și ce se poate întâmpla. Nu a fost creștere de atât de mare. Chiar am avut discuții înainte și ați fost prezenți cu toți, a venit doamna de Limbeci și v-a prezentat la fiecare, chiar își făceau fiecare calcul cât ar crește la ei. La unul era cu la dreapta, cât era la tine, față de anul trecut. Deci era cu 31 de lei. Deci vă dați seama. Deci, un exemplu. Da, dar la un impozit de cât? La un impozit de cât, doamna? De cât? Spuneți adevărat. Domnul, terminu și după aia spuneți. Dar domnul. Nu putem, deci nu putem discuta decât că sunt niște taxe unde s-au mărit, sunt unele care s-au menținut. Ei, ce s-au mărit? Ce sunt, domnul Vasileac, sunt și taxe care au scăzut? Nu. Dacă facem ședința și ne susținem punct de vedere, o să fie la impozitul pe teren, acolo o să mai scadă. Scade? Acolo o să mai scadă. Mai puțin decât 2007. O să scadă mai puțin decât 2007 și dacă susținem ceea ce vrem noi cu proiectul de hotărâre. La impozitul pe teren. Deci dăm în jos? Da. La taxa mașină să rămână la fel. Și la agricultor, PSI mai văd aici, iar la fel, o să rămână 15 lei. O să rămână 15 lei. Da. Dar ceea ce o să... Da. Deci unii rămân, dacă susțin ședința, acolo o să mai scadă, la impozitere. La impozitere. Restul rămân. La impozitere, acolo e diferența și acolo e și diferența mare. La impozitere, că sunt trei clasificări teren. Corect. Și acolo, cea mare problemă, ce am înțeles de aici, deci cei care au sub 400 de metri, ca și curte, acolo sunt avantajați. Care au peste 400 de metri, acolo o să fie problema cea mai mare. Deci acolo o să crească, o să crească erori. Care au peste 400 de metri. Atunci ce dăm cu domnul nostru? Acolo o să fie diferența. Acolo o să fie diferența. O să facem să vă avem până 300 de metri și să vă la 399, să zicem. Haideți să continuăm. Ați auzit? Deci să continuăm. Ne-ați prezentat, ați avut omul care a făcut și a lucrat pe aceste taxe și impozite. Acum dumneavoastră decideți, eu o să merg cum spuneți dumneavoastră, o să fac ceea ce cereți dumneavoastră și fac pentru cetățenii Comunei Livez lucrurile care trebuie să fac. Dar vă spun că era corect să mergem un pic din toate. Să le punem, să le punem. Ca să putem să avem și bani, tocmai de aceea v-am spus, o să vină să facem investiții, să facem lucrări care trebuie să terminate până în septembrie 2018. Eu vă mulțumesc și de aici încolo vreau să vă ascult dumneavoastră. Da, nu dați un pic, dar să dăm un pic. Dacă dați domnului primar, suntem și noi consilier, avem și noi dreptoare. Să nu uităm de imă, trebuie să dăm și noi dreptoare. Dar avem timp la ordinea de zi, dar. Domnul, ați dat cuvântul, domnul, dați-l și nouă cu contul de ce îmi spuneți. Ia simți, de fapt, nu s-au aprobat nici ordinea de zi. Dar nu trebuie la aprobat nici ordinea de zi, să fim toți egali. Doar toți suntem consilieri. Mi se pare normal, mi se pare normal. Supunem ordinea de zi. Acum, cum faceți? Supun că a dat unul, spui domnul viceprimar pentru tribunal ce vrea el și noi trebuie să nu mai dăm replică. Dar nu, deci, nu mai spune la și nu dăm dreptoare, nu mai avem de psihot. Dar nu știu, ce vă-ți bani? Nu putem vota ordinea de zi, domnul, da. Hai, ce cu cine este? Azi a urmă, poate să ne-ai de acord. Ce este de acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din 11, este de acord? De că cum facem? Cât suntem, de fapt? Care e la cine e împotrivă? Care e împotrivă? La cât? Să zici? Dar a spus nu știu. Încă o dată. Păi dar se avem și oare o păi de-așa. Dar nu știu. Dar avem o dată. Dar avem o dată. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coane 11. Coane 11, da. Nu. Fără la Pelea, Corneliu, suntem 10.
Da. Mulțumesc, domnul președinte. 10 voturi pentru. Domnul primar și stimat asistență. În de acord cu domnul primar Sorin Echim, trebuie să dăm o lămurire. Bugetul local este format din două compartimente. Venituri locale și venituri de la Consiliul Județean. Astea două fac Consiliul, bugetul Comunii Liveț. Ce se întâmplă? Consiliul local, în funcție de puterea economică care o au sau nu au oamenii, stabilește taxe și impozite. Dar în limita posibilităților, pentru că altfel dacă punem taxe mai mari și ele nu vor putea fi încălțate, îl nenorocim pe primar. Că Bacău vede că are atâta și el n-are din casa atâta și pierde de la Consiliul Județean. Și atunci, problema este că domnul vrea să facă, în afară de bunul mers în primărie, în afară de anumite lucruri stricte care le-a vorbit domnia sa, care trebuie să le rezolve în comună, e vorba de apă, e vorba de curent, e vorba și de alte probleme care ne scapă nouă acum. Deci, ca unul din inițiatori a acestui proiect de hotărâre, prin care am cerut să reducem taxele, că nu mai poate țăranul. Ascultați ce vă spun eu aici. Sunt consilier de 27 de ani. Nu mai poate duce atâtea impozite mari și grele. E mai rău dacă vremea comunismului. De atunci nu aveam atâtea datorii. De aceea, trebuie să ne purtăm corect și frumos cu cei care ne-au pus aici ca să-i reprezentăm. Că am jurat. Voi face tot ce este mai bine pentru cei care ne-au votat. Păi cum? Pun sarcină mai mare impozit încât el nu poate duce? Păi fac eu mai bine tot ce pot? Nu! De aceea am propus grupul de consilieri și sunt de acord cu toți băieții de aici, toți consilieri sunt de bună credință. Sunt credințele este unul care vrea rău comune. Dacă îmi permiteți, domnule. Nu dorește. Deci, vă rog să nu cer. Și atunci, dacă noi am propus să rămână taxele de anul trecut, cu două excepții, o taxă la, pe persoană la gunoi, care nu e stabilită din noi, e stabilită a disfacă. Nu avem ce face, că n-am făcut-o noi și nu o putem modifica noi. Și mai este una care vede prin legea 400, articolul punctul 5 și 6, care o mărit, de-a ce o mărit? Ceva care nu ne afectează. Autocamioane care trec de 20 de tone, poate să fie evacuată din mare, nu ne deranjează. Deci, problema reducerii taxelor, adică stabilirea taxelor, noi stabilim, primăria execută. Este foarte binevenită ca cetățenii să vadă că au un consiliu care și data trecută noi am votat în necunoștință de cauze unii. Dar n-a vrut nici atunci rău. A fost o neînțelegere între ce a stabilit consiliul și mandabilitate. Nu primarul face probleme. Primarul aplică. Și acum noi, prin această ședință, dăm din nou o hotărâre să rămână taxele de anul trecut cu cele două modificări, de la ADIS și de la utilajele care noi nici nu le avem. Și atunci, domnilor, dacă ne gândim, în Comuna Liveț sunt probleme care nu sunt soluționate de zeci de ani. Problema gazului metan. De 27-28 de ani. S-a pus seapă în pământ. S-o turtițea, o scos, o pus altă, stă goală și aceea. Nu, o scoate și pe asta. Că nu mai este bună, deși nu era așa. O scos-o, Sibienii o pleca, păi nu se știe unde, că era aici. Nu știu dacă m-a pus-o în altă parte, că era bună. Așa? Deci, domnul primar ar avea bunăvoință. Dar,
nu se țin de cuvânt cei care au câștigat licitație. Noi am dorit, să facem viața mai bună cetățenilor. Dar să nu-i pun mai mult de 25 de kg în moșul, că dacă îi pui 30 kg. Ați înțeles? E vorba de bani aici. Și m-am dus în sat, am stat de vorbă cu domnul și cu doamne, și mi-au spus, eu au auzit încă domnul primar, încă eu au auzit că s-au făcut cu 70-80%. Nu e așa de la sută? Nu e așa. Dar domnul primar, eu vă dau numai ideea în calitate de consilier. Se poate mări veniturile primăriei prin încasări restante. Care mi-a spus dumneavoastră că am mai fi 10% în încasare. Și ce trebuie în casă? Domnule, unde e legea tocmai? Nu, bun. Ar trebui văzut domnul primar, în calitate de ordonator de credit, că dumneavoastră, după ce aveți bugetul, trebuie să-l împărțiți cu poronicul la fiecare. Da, cu... Cine acordați dumneavoastră? Așa, fă aprobarea noastră, când va fi cazul, aș face în cedință, ca și așa, ca unele salarii, care sunt în aparatul primării sau în angajații primării, care sunt prea mari și sunt și impozite de salarii lunar de 54 de milioane. Oameni buni. Cum să iau din spatele lui Putare 80 de milioane? Și dau ăsta care și tine și dau 54 de milioane pe lună. Nu este corect, oameni buni. Și domnul primar știe, am discutat și ieri și astăzi, nu avem nicio vină, domnul execută ce hotărăște consiliul. Eu, în prezența asistenței, așa cum este, dar de aici știe toată lumea, vă să zice, să rămânem, să dăm votul pentru stabilirea taxelor la nivelul de anul trecut, cu respectarea și tarifarea renunța de deci, contabil consilier, obișnuiau și explicat, domnule, nu sunt împotrivit. Chiar este de acord cu reducerea, așa au făcut și referatul pe care l-am notat și aici, și eu vă solicit să fiți de acord. Este spre binele tuturor. Și să dea Dumnezeu să fie mâine mai bine decât astăzi. Mulțumesc! Bravo! Da, văd că aici ați zicat, ne-ați amestecat, ați ajuns la buget, ați ajuns nu știu la ce mă zic. Vreau să facă un proiect. Dar încercăm să explicăm. Lăsați că noi din televiziune ne ocupăm noi. Dar nu m-ați ficat. În primul rând că noi astăzi, noi eram obligați să venim. În al doilea rând, vă promit, mă lăsați să vorbesc. Vă rog frumos și nu voi mai interveni, că n-am dreptul să intervin, dar când, dacă v-ați luat de televiziune, care e rugămintea noastră? Noi ne facem meseria cum știm noi. Dumneavoastră vă luați hotărâri cum vreți dumneavoastră. Ați observat că eu nu mă bag în problemele și în proiectele comun și așa mai departe. Nu dați ordine la cameraman, nu spuneți cum să stau, cum să filmez. Vă respect, eu nu am voie să mă amestec în jocul politic. Am încheiat, scuze. Nu, dar vreau o întrebare noastră. Cine v-a anunțat pentru ședința de astăzi? Păi cine ne-a anunțat? V-am sunat eu? Bineînțeles, ne-a rugat domnul primar. Da, am și o întrebare. Sunteți plătit? Eu nu, astăzi n-am venit. Dar sunteți plătit? Păi sunt plătit. Aveți un contract? Da, știți câți bani iau eu? Și aveți obligații. Nu. Abia luăm banii de pe benzină, deci o sumă foarte mică, modică, ca să ne înțelegem de la bun început. Dar, încă o dată, cu scuze de rigoare. Domnul Sorogiu, vă respect și vă respectăm de toată lumea. Am o rugăminte. Nu vă amestecați, nu amestecăm întrebările dumneavoastră. Noi nu avem voie să... Vă respectăm, să asistăm la discuții dumneavoastră. Vă mulțumesc! Da, păi uitați-vă! Domnule, dacă am auzit... Să vedeți cu ordinea de zi, lăsați-vă! Domnule, lăsați-vă! Îmi puneți până în gură unui consilierul care a ales și ne vorbește altcineva, nu știu. Domnul Sulugiu, să treceți la casa de pe la noi să plătiți, că v-am filmat cam mult. Nu se trece, e nicio problemă. Tăia să veniți aici. Nu, am luat. Doamna, televiziunea este spre acesta. Nu, dacă ce se întâmplă, am ce le-am adăugat. Vă lăsați ca o replică acum. Păi dacă îmi puneți mereu cu domnule, domnule, am terminat treaba. Păi, ori luăm regulamentar pas cu pas, ori luăm bulgări. Păi și ce l-ați făcut, domnule? Nu conduc eu ședința. De ce nu o faceți corect? Vedeți? Adică, eu când ajung să vorbesc, întotdeauna întrerupeți ședințe. Din partea cameraman,
spuneți ce aveți. Nu am ce să vă zic. Dacă vă dați șansa, dați cuvântul. Dați-mi și mie cuvântul, nu? Aveți cuvântul. În legătură cu dezinformarea de către viceprimar, că nu este primar, poate fi primar, conform ordinul de prefect. Ca să ne înțelegem, nu este ales nimeni primar la ora actuală în comuna noastră. Primarul care a fost ales și-a pierdut mandatul fiind condamnat în două dosare penale. Ca să ne înțelegem. Deci nu la ora actuală, nu avem primar ales. Vreau să spun ducerea în eroare și răstămpăcirea asta de la taxe și impozite, că ce vrea Domnul să facă e o minciună mare. În primul rând, taxele și impozite se dezbat cu 30 de zile în public înainte. Deci ca să... asta mă să spun. Taxe și locale, noi la nivelul comunității noastre, încasăm undeva la 4.700.000. Noi, bugetul anul trecut, 2017, s-a cheltuit 37 de miliarde. Să nu mai ducă cetățenii că face cineva cu taxele noastre ceva. Este o minciună mare. Când fondul de salarii e undeva la aproape de 20 de miliarde, deci nici măcar nu acoperim salariile. Dar apropo, dacă domnul ăsta, viceprimar, poate viceprimar, tot vrea să facă ceva pentru comunitate, eu i-aș sugera să înceapă cu consilierul primarul care are 7.000 de lei, conform noului cod. Deci i-aș sugera să nu pună taxe pe cetățeni și să-ți dorească salariile ei, spunând că el susține binele comunității, nu este o minciună și susține eroare. Deci nu, fiindcă noi încasăm taxe, vă repet, ca să înțeleagă cetățenii, 4.700.000. Bugetul anual pe 2017 a fost de 37 de miliarde. Deci este o minciună. Faceți calcule de la 4.700.000 cât poate să facă domnul. Deci nu se face, nu mai minți. Să mințiți chiar așa de rușinare și să ne duceți în eroare. Domnule, vorbim de taxe și impozite de domnul. Păi dar ați vorbit de toate și de buget, ați vorbit toate. Că vreți să facă domnul. Că dar a spus că face bugetul în funcție de taxe. Este dus și în eroare, făcând bugete pe spatele. Domnul, mă lăsați spre... Domnule, înseamnă că... Deci duceți în eroare că spuneți cetățenii comune plătesc ca să investească în unul. Facem o greșeală, fiindcă de la guvern și de la Consiliul Județean fac calcule cât încasăm noi. Punând un bir mare pe cetățeni, ei nu ne mai dau sume corespunzător de a funcționa. Ne ia în calcul ceea ce trebuie să încasăm noi. Aici e o greșeală foarte mare. Ca să se înțeleagă, numai că vrea domnul Ichim, că vrea să facă el. Nu, pe cu ce face statul meu așa? Pentru că a spus, numai susținerea PNL-ului este de 5 miliarde. Deci de ce minți cetățenii? Pentru se vede că mințiți, se duceți în eroare cetățenii. Deci ca să se înțeleagă, și v-am spus, dacă tot vreți să faceți economii, aveți de unde numai de... Deci aveți un consilier, un consilier plătit cu 7.000 de lei conform nouă salarizare, care o țineți în primărie cu mașina instituției, cu carburantul instituției. V-am dovedit, v-am și spus ora, data, așa cum ați cerut, dar n-ați luat nicio măsură. Deci să nu ducem oameni în eroare cu ce vreți dumneavoastră să faceți. Și dacă nu vă credeți, să o chemăm pe doamna Renunța să ne explice de ce se compune bugetul nostru și cât încasăm noi. Deci un bir mare pentru cetățeni nu ne ajută cu nimic, fiindcă noi primim fondul de la guvern în funcție de comună, în funcție de locuitori. Să se înțeleagă minciuna. Noi primim bani în funcție de câți locuri, adică de 5.000 de locuitori. Aceste sume le primim. Fixe la toată comună? Exact, la toată comună în funcție și în rang de investiție. Dumneavoastră n-ați reușit să aveți nicio investiție. Mai rău, ați pierdut PNDD2. Ați pierdut care nu l-ați dus la bun sfârșit. Asfaltarea în Bălăneasa, asfaltarea în Crăjoaia și la Scăringa care nu l-ați dus. Vorbiți din alte persoane. Nu, domnule. PNDD2 tocmai la semnă finanțarea. Nu, PNDD1. Dar știți de el, nu? Deci nu l-ați dus la îndeplinire, nici măcar pe ăla. Ați pierdut 20 de miliarde. Ați ajuns într-o posibilitate de reziliere a contractului, că nu sunteți în stare să duceți la bun sfârșit proiectele aprobate și de către Consiliul Local, numai decât a dumneavoastră să vă faceți măriți. Deci orice trece, trece și în Consiliul Local. Asta înseamnă că și noi suntem de acord. Și nu faceți dumneavoastră, că nu dumneavoastră veniți cu bani de acasă.
Să ne înțelegem, să nu ducem cetățenii în eroare. Ați dus destul și va ajunge. Faceți ce trebuie pentru cetățeni. Adică lăsați taxele, nu-i mai biruiți prin taxe și impozite. Lăsați-le așa cum este, nu mai menți și puțin în eroare. Că nu încasați nimic în plus. Decât să aveți bani, să vă plătiți unele, nu știu cum să le mai spun, că nu bine să nu mai spun. Acta noastră. Da. Nu mă opri că domnul președinte, dacă mai ai voie. Nu mă opri că nu vreau ca să ocup timpul la ceilalți consilieri sau domnul primar. Într-adevăr, Johnny Crăciun, condamnat în două dosare, cu caziere, da? Consilier personal al domnului președinte, primar Echim, care are cazierul alt, mai alt decât că vreau să mă întreb, domnul Lugu, da. Să dea declarat din vârstă al acestui consilier. Cine este primarul comunei de domnule, în momentul de față? Am spus, domnul, am afirmat. Domnul, prin lege, dumneavoastră sunteți domnul. Alții care știu lege, spun că nu avem. Bun, bun. Dar eu pun o întrebare. O persoană condamnată penal, care e obligată să lucreze gratuit, prin instanță, onești, poate o tribunal, curtea de apel, condamnat în toate instanțele, să lucreze gratuit. De unde? E 5 milioane. 7.000 de lei. 7.000 de lei, 70 milioane de lunar. În bani vechi, 70 de lei. Băi, oameni buni, este legător la cer. Și nici nu are obiectul muncii cu domnul Echim, are, dacă are capacitatea să conducă, nu comunale verzi, și Sândurene, și Bărzunțul, și Helegiul. Are capacitatea și-l ajutăm și noi. Asta este adevărul. Să ia bani de comandă. Vechiul consilier primar, la primarul avea 1.400 de lei. Și nu era condamnat, era domnul Atom Ion. Cum? Un condamnat care are atâta bani? Bani se dau în funcție de condamnări, domnul consilier. Deci se dă bani în funcție, asta sunt fie de dico. Da, în dico. Da, bun, deci domnul primar, eu nu am făcut o paranteză. Problema este că noi avem încredere în dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Mofon. Domnule, stau, tot m-a adresat, nu știu de ce. Domnul secretar, domnul președinte, jurist, vă întreb. În afară de ordinul prefectului, ne precizează clar atribuțiile de viceprimar cu atribuțiuni, e atribuțiune de primar. Este viceprimar cu atribuțiuni de primar. Îndeplinește atribuțiile primar. Este primar? Vă întreb. Îndeplinește atribuțiile primar. Dar este primar? Este în fapt. V-am răspuns. Primar e primar. În fapt. Dar nu ales. Am și specificat. Este primar. Este ales. Păi asta s-a zis. Nu știu legile și deții primar. Nu, domnule. Ești. Eu, în afară de ordinul prefectului. În afară de ordinul prefectului. Deci este clar. Așa este. Vice primar cu atribuțiuni de primar. Deci nu este primar ales. Nu avem primar ales. Haideți să vorbim. Păi nu, am spus-o de lege. Prin lege este legat. Deci ea vei vrea să vorbim la chestia asta. Este ordonator de cred. Vorbim prin ordinul prefectului. Exact. Are atribuțiuni mari. Sănătate. Aia l-am spus-o clar. Am spus-o. Din lege nu trebuie și afară. Am spus-o. Suprim la vot. Stați un pic. Procesul verbal la ședința anterioară ca să mergem, să venim la asta. Da. Sunt elemente de adăugat sau domnul Sulugiu spunea că sunt deși. Da, mai sunt ceva. În primul rând vreau să vedeți pe domnul secretar că s-a făcut datoria. Și nu știu, cred că dacă nu mai intră în grație în această conducere, a început să-i dea de lucru ceea ce nu aparține dumneavoastră. De exemplu, la ședința anterioară a avut 4 rapoarte compartimente specialitate pe mediu, unde noi pe mediu avem angajat inspector. Și vă mai spun și, am ajuns de râsul când a viceprimarul, de acum este compartiment de specialitate a școlii, face raport. Deci suntem de râsul plânsului. Viceprimarul este compartiment de specialitate. Nu știi că e politic. Are în subordine compartimente de specialitate. Care se dovedește prin documente și a semnat aici. Deci este o rușine și o incompetență pentru această comună. Vreau să dau ceva. Da. Procesul verbal, cine este pentru? Procesul verbal la ședința anterioară, vă rog frumos. Cine este pentru? Se abține cineva? Cu 10 voturi pentru, 11 voturi pentru. Da, în câteva cuvinte, dacă tot mi se aduc aceste acuze că eu mint și nu știu ce. Pe mine
nu mă caracterizează niciuna, domnul consilier. Am unul la mână. Tot ceea ce ați făcut dumneavoastră te va tura asta, nu. În spațiu public. Că s-au mărit taxele, că exact ce spunea domnul consilier Lungu, s-a ajunsese la... Păi am avut ceva de obiectat la procesul verbal, l-am votat, domnule, gata. Da, mă, tata este primarul comunei, acum, la momentul actual, lăsați-o să vorbim. Nu v-a oprit și nu v-a deranjat în timp ce ați vorbit. Păi, dar ați ascult un pic, dar vorbim până mâine seara, ce trebuie să vă vorbim? Dar și dumneavoastră vorbiți cu așa până mâine seara. Așa să muncim până mâine. Acum să muncim. Deci eu vreau să închei că... Așa, am muncit. Domnul consilier Surugiu, minte cum respect. Deci dacă el combate un lucru în care eu am venit în ședința din decembrie, în care am spus că se măresc taxele cu 15%, el spune că nu știu cum am avut material. Domnul consilier Surugiu, eu vă spun în fața Consiliului Local și în fața la toți oamenii ăștia care mi-i văd. Pe mine mă cunoaște lumea, nu numai în județul Bacău, mă cunoaște mult. Mă sună, domnule, ce este acolo? Cum veniți dumneavoastră să spuneți că eu v-am dus în eroare în momentul în care dumneavoastră ați votat și v-am spus că se măresc cu 15%. Sunt înregistrări, nu le fac eu. Da, da, nu, dar eu... Bun. Domnul... Așa. Democrația ne arată în felul următor. Votul stabilește, domnule. Dumneavoastră ați votat în neștiință. De ce nu v-ați abținut, domnule? Deci sunt trei feluri de vot. Pentru, împotrivă și abținere. În momentul când spuneți un consilier, eu din punctul meu de vedere vă spun ce făceam. Nu am pregătit. În ce îmi spuneți, dragi colegi, m-am pregătit la punctul X, n-am avut cum să mă pregătesc, la punctul respectiv mă abțin. Votai, domnule. Pentru că dumneavoastră, dacă vă abțineați, puteați să dați un contencios și dădeați toată... Acum, atunci n-am mai avut ce face. Și ați adus-o iară spate. Domnule, au nebunit ăștia, ne-au făcut 200%, nu mai putem trăi, murim de acum. Păi, ați văzut, a venit omul și v-a spus cu cât a fost mărit. Dar, eu vă spun și repet, am spus că se măresc cu 15% și sunt oameni care văd. Nu vine să spuneți că nu ne-a spus primarul. A vă spun acum, că ați... Uitați-vă cu minte. Este raportul și-o trec la toată lumea să vedeți expoarea de unde ați timp să o ieși și-o duci la cară. Uitați ce scrie aici. Raportul este expoarea de unde ați timp să o ieși. Uitați care trec și-o duci la cară. Uitați cum e locul. Uitați 20% de la 0,0 la 0,5 aproape de maxim. Deci cum minte cetățenii? Nu e de semnătura lui? Uitați-o, orice semnătura lui. Deci cum minte și cum minte? Ca să vedeți expoarea de unde ați timp. Cu raportul de specialitate în care s-a mărit taxele, spune cu 15%. Deci s-a dovedit minciuna. Dar dumneavoastră poate ați votat, domnul Tatăl? Ați auzit, avem acum presa care ne contrazice. Cine votează? Domnul, am spus și acum mă refer și la vot. Am spus. Domnule, în legătură cu vot. Oamenii care muncesc și mai și greșesc. Ca să vă dau o refer și domnule, dumneavoastră, mai greșit, nu? Munciți greșit. Am avut ocazia să o întreb și am îndreptat-o acum. De ce nu înțelegeți? Oamenii, eu nu mă plâng, nu sunt Johnny Crăciun. Am spus că am greșit. Am avut ocazia de n-am îndreptat-o. Ce este rău în asta? Deci atât am spus. Da, domnul Oficiu. Stimați colegi, stimați invitați, ce să întâmplă? Noi nu, dacă ne-am tot ne-am întâlnit aici cu toții. Și am greșit, poate unii am greșit, poate unul din bună știință, poate cum a fost, dacă tot ne-am întâlnit aici cu toții. Hai să trecem peste toate chestiile astea urâte care s-au dus la adresa comunei Livez. Cum s-au făcut și pe internet tot felul de acuzații. Ba că unui poț, ba că altui băi, poți un caos. Ba că unii dintre noi... Unii dintre noi, în ghilimele, fac politică. Nu, noi suntem consilieri aleși, care știm că suntem aleși, care nu știm că suntem aleși, nu suntem. Dar suntem consilieri aleși, suntem pentru cetățenii comune. Toți ne luptăm pentru ei, că de asta suntem aici. Dar nu facem politică. Politică fac aia miliardare, aia din Parlament, care ne pun taxe, impozite, ei ne duc în chestiile astea. Și hai să ne luptăm pentru cetățenii noștri. De asta ne-am întâlnit aici așa. Nu să-ți dăm pe internet, bacă la voți,
bagă la nu știu ce are, bagă la face politică. Exact. Și nu, politica se face așa. Eu așa știu să fac politică, eu știu că sunt ales de cetățean. Politica se face să ajung la inima cetățeanului, să-l ajung cu cât mai mult. Cât pot eu din mult să-l ajung, să-l ajung pe, dar nu să-i pui taxi, biruri, nu. Dacă ne-am întâlnit aici, domnule primar, domnule interimar, domnule stimați invitați, stimați colegi, hai să o facem cum trebuie. Păi, să fim pe placul cetățenilor comunei Livezi. Altceva nu doresc, doar atât. Vă mulțumesc și alții poate am greșit. Durate, cu toate că n-am fost atunci. Dar, în ce scuze, da? Dau ceva. În legătură cu rețele de socializare, au început din nou să mă denigreze. Au făcut Facebook-uri fals la adresa familiei. Pe când Johnny Crăciun, întrebare la Exclusiv TV, mi-a dus calomnii. Calomnii grave. La un consilier local ales. Care se poate proba și dat în judecată. Deci eu vor să ne încerc pentru calomnii. Eu nu i-am adus nicio insultă sau i-am spus doar ceea ce este condamnat. Și n-am spus-o eu, ci am spus-o din un articol de presă. Iar dumnealui m-a făcut în toată felul familie. Mi-a făcut Facebook-ul falsul. Rețele sociale, copilul meu, să știți, apropo, este la Facultatea de Litere, Comunicație și Letrat la București, în anul 3. Deci eu n-am defăimat pe nimeni să vede clar ce am dat drept la replică. Deci trageți concluzia. Cine sunt acești oameni care defăimează Consiliul Local? Și ce mi-aș dori, odată și odată, de la un moment dat, cu proiectele astea care le-am mai depus noi din când în când, și cu chestia asta, cu centrul civic, ați văzut accidentul de la Elegiu. Dacă, Doamne ferește, mâinii poimă se întâmplă la noi, Doamne ferește, tot din cauza asta, tot din cauza incompetenților noastre, pentru că noi nu suntem în stare măcar, hai să facem un centru civic corect. Să avem și noi un trotuar, o bordură să meargă cetățenii, măcar atât, atâta lucru să facem, altceva nu trotuar. Dar cred că sunteți cu toți de acord. Într-adevăr că nu sunt bani, momentan, că nu avem bani, dar poate fi parcurs, domnule primar, poate fi parcurs, vă gândiți ce faceți pe asta. Că noi nu suntem, că dacă eu sunt de la un partid, de la un partid, nu trebuie să facem opoziție cetățenilor. Cetățenii trebuie să vadă că da, noi nu contează să facem de râs la televizor, să fim uniți cu toți. Apropo, centru civic, uitați că avem un proiect inunția de 35 consilieri, să poată vedea și camerele, care domnul consilier și Kim Sorin nu l-au trecut. Vedeți și data inițiat pus în Consiliul Local și nu l-au votat. Deci să știți că unii din consilierii locali, păi dar dacă tot am dat, unii din consilieri au și inițiative și vor să facă ceva pentru comunitate. Da, mi-e parcă să poate înțelege cu tot, dar dacă vreți să înțelegem, vine bugetul, lucrăm pe buget și ajunge la o înțelegere cu toată lumea să putem să facem măcar atât. Că de 2 ani de când sunteți aleși, nu ați făcut nimic, ați făcut. Și proiectele care aveam în derulare. Le-a murit o fată tânără, a cozorilor de regulare regimul. Păi tocmai de la așa. Așa e ce am murit, am tânăr de 19 ani, de Bărăneasă. Consilierii care au votat. Domnule Sfântul, nu puteți trece la ordinea de zi? Dar acum ce avem subiectul ăsta la discuția la pentru? Da, hai să dar mi-aș dori ca fi de fiecare dată, în fiecare ședință, mi-aș dori mai multă populație, mai mulți cetățeni din comună să vadă cu adevărat, păi noi, cât de cât, cât putem și ce avem noi la adevărat, ne luptăm cât de cât pentru cetățean. Contradicția este izvorul dezvoltării. Da. Dacă nu e contradicție, într-un consiliu înseamnă că e mod. Da, dar nu poți să-i zici la cetățean să nu vină la ședință. Nu, trebuie să vină tot. E liberul ședință. Faceți ședințe cu consilierilor, faceți ședințe cu comunitatea care v-a ales. Da, așa este. Aveți obligație pe lege. Aveți obligație pe lege să faceți ședințe cu populația, să aduceți la conștiință. Așa trebuia să faceți și înainte de a mări taxele. Trebuia să faceți înainte de a mări taxele, cu 30 de zile. Vă trebuia să făcea ședință pe fiecare sat, consilierilor. Auzitor, nu noi comunic. Ca să înțelegem. Am dat iar la sfârșitul sau semestrial, trebuie să
de raportul de activitate. Foarte frumos din partea dumneavoastră. Și se lasă cum e voastră, că nu am dat nimic de față. O să vă rog să stabiliți în comisie din specialitate programul de audiențe pe care îl aveți ca să putem afișa. În cadrul comisiilor dumneavoastră de specialitate, da, vă rog să stabiliți programul dumneavoastră de audiențe pe care îl faceți cu cetățenii, ni-l anunțați și nouă, aduceți și nouă la urmă. Dacă nu faci la primărie. Dacă nu faci la casă, nu. Nu, dar trebuie să ne anunțați programul de audiențe. Domnule, scrie raportul nostru! Am experiență. Nu, nu scrie barat asta. Oamenii nu vin și atunci am recurs să merg la ei. Noi mergem prin sate, discutăm cu cetățenii, vedem problemele. Și oricum, domnule primar, cum așa de la momentul actual, nu puteți să faceți multe lucruri. Când aveți cu cei, dar măcar astea minori, care nimic se pot face. Nimic ador. Dar să le ținem așa. Măcar să le ținem cât de cât... Domnul președinte, da, spune. Supuneți la vot. Ce? Și domnul primar, chiar au promis, și felicit, că el votează să rămân tațele cele de anul trecut. Dar haideți să dăm citire. Da, lăsați-l de acestire de cuvânt. Da. Proiect de hotărâre pentru revenirea asupra prevederilor hotărârii Consiliului Local, numărul 39 din 15-12-2017, privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018. Inițiatorii proiectului sunt consilierii locali Surgiu Daniel, Râbuleanu Adrian, Busuioc Ionel, Ghineț Claudiu, Lungu Nicolae. Cine este pentru? Și ce dăm mai tuturor? Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Mai votăm o dată decât... Mai bine votăm. De ce am spus? 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 N-am înțeles dacă s-au propus. Dar de asta dacă mai avem ce facem? Îl dezbatem, nu? Din fiind inițiatorul proiectului, și dau o citire. Deci proiectul hotărâre. Privind revenirea asupra prevederilor, hotărârea Consiliului Local, numărul 39, din 15-12-2017, privind stabilirea taxelor și impozite locale de anul 2018. În conformitate cu legea 215/2001 a administrației publice locale, reactualizată, conform articolului 45, alineatul 6, unde se precizează proiectele de hotărâre ar fi propuse de consilier local, de primar, viceprimar sau de cetățeni. Redactarea proiectului se face de cei care le propun cu sprijinul secretarului unității administrative teritoriale și al serviciului lor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Având în vedere cele specificate mai sus, un număr de 5 consilieri locali, inițiază următorul proiect de hotărâre pentru revenirea asupra prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 15-12-2017, privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018. Consiliul Local al Comunului se va întâlni în ședințe extraordinare conform articolului 39.2 din lege 215/2001 reactualizată în data de azi. Convocarea Consiliului Local se face prin înscris, prin intermediul secretarului Unității Administrative Teritoriale, cu cel puțin 3 zile înainte de ședințe extraordinare conform articolului 39.2 din legea 215/2001 reactualizată. Domnul, mă lăsați? S-au bulversat ședința. Dar nu, dar ce trebuie tu la asta? Propun următorul proiect de hotărâre. 1. Revenirea asupra prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 15-12-2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018. Articolul numărul 2. Taxele și impozitele locale pe anul 2018 rămân la nivelul 2017. Articolul 3. În condiția articolului 36, punctul 4, litera C, din legea 215/2001, reactualizată, Consiliul Local stabilește și aprobă impozitele și taxele locale în condițiile legii. Deci v-am spus, în condițiile legii. Nu săriți peste lege. Inițiatorul proiectului sunt Surugiu Daniel, consilier local, Răbuleanu Adrian, consilier local, Busuioc Ionel, consilier local, Ghineț Claudiu, consilier local, Lungu Nicolae, consilier local. Vă mulțumesc! Comisia numărul 1, aveți favorabil. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia 3, Comisia 3, domnul 1.
favorabil, dar vă citesc un singur lucru. Îmi de acord cu referatul compartimentului impozite și taxe a primăriei Liber, județul Bacău, numărul 64 din 5 a 2 a 2 2018. Avizări favorabil articolele 1, 2 și 3 și următor din acest proiect, cu respectarea prevederilor din codul fiscal, precum și taxa de salubrizare stabilită anterior de anul 2018, iar toate celelalte taxe și impozite să rămână la nivelul din 2017. De asemenea, pentru persoane fizice și juridice care își vor achita toate impozitele până la data de 31 martie, să li se aplice o reducere de 10% potrivit legii. Solicităm ca aceste modificări de taxe și impozite să se aplice din data de 1 ianuarie 2018. De acord cu proiectul. Nu, conform cu hotărârii. Deci, haideți să dau cuvântul domnului secretar pentru legalitatea asta. Eu am spus o condiții în care că mi se pare vorba să luăm punct cu punct ceea ce a prezentat fata asta de impozite și taxe locale. Și supunem la vot ceea ce a spus ea. Da. Deci, avem un raport din comandă special, chemați-o aici, de explicat cetățenii comuni sunt aici. Noi am vorbit, să nu-mi înțelegeți cu cine eroare iar cetățenii comuni, am spus clar, revenim la taxe în afară, de ce? Ce este lege, conform codului fiscal. Atât. Care nu poți să vă conform. Suferit automat, cu 15%, va suferi modificări la anexă. Exact. Să modificăm anexă la acea hotărâre. Toată anexă. Dar nu trebuie să o aprobăm? Ci ordonanța care l-a adoptat. Avem, domnul secretar, avem raportul cu compartimentul de specialitate care doamna Leuța ne poate prezenta. Corect, pentru că noi va trebui fiecare în parte. De trebuie ce ordonatorul de credit a avezat. Ce mai vrem? Nu trebuie să ne scărbim noi, așa că stăm cum va arăta? Domnul Mugur, spuneți dumneavoastră, s-a dat avizit la comisii, a trecut și trebuie să mai iubim. Ce mai duce? Nu mai bagă de mamă. Ce mai bagă de mamă? Proiectul drept. Nu mai bagă de mamă. Ce mai bagă de mamă? Mai dă dată, dată, dacă... Dată, dată. Cum va arăta hotărârea? Supune să... Bine, dar cum va arăta hotărârea în momentul respectiv? Nu trebuie verificat. Păi am urmărit. Aia care a fost dată, a fost dată. Nu revisează. Conform? Păi luați cuvântul, dar să ați consiliat. Să revin la taxe din părinții locale? Conform 2017. Ce așa cuvântul? Revenim la taxe locale 2017. Sau anulați? Conform? Codului fiscal. Ce vreau să conform? Ia câteți dată. Domnul primar. Anulați nu trebuie să fie. Da, domnul. Revedeți în chitanța asta de plată, da. A taxelor și impozitelor, ori nu vede separat, pentru cei care plătesc până pe 31, deci nu e prevăzut acolo reducere. Nu s-a găsit la comisă de consiliu local, în care noi am hotărât pe 31 martie, să reducem, cred că n-ar fi greu, n-ar fi formular, să spune la consiliu, nu s-a găsit. Ascultați un pic. Programul de calculator de scoare. Faceți cum? Programul de scoare. Programul de scoare. Programul de scoare. Este o prevedere. Se bate acolo, se bate omul care ne duce. Dar ce câte ori nu duce? Deci, nu se duce. Din plată, impozit, dovânzi, de reduce. Este o problemă simplă. Oamenii sunt. Este o problemă simplă. Modificați. Noi am propus aici, și așa o să fie, începând cu 1 ianuarie 2018 și se aplică această modificări. Bun. Dar sunt cetățeni care au deja au plătit. Atunci, acești bani care au plătit, există două posibilități. Ori, contabilitatea se socotească pe anul viitor, ori se dea la mod, dar nu se legăm. Deci, nu poate să dea. Poate să o eu vă înțeleg că se rămână banii pe la anul, da? Deci eu am plătit la nivelul cu care merg cu taxe, da?
Dacă rămâne o sumă, se zice că anul trecut am plătit 51 de lei. Anul ăsta am plătit 114 lei. Deci face diferența cât îmi rămâne. Mie nu-mi convine să-i las tot anul să-i folosiți aici, că nu mi se dă dobândă de la anul. Dacă îi lasă aici, ăla se joacă cu bani. Dar ajută, dacă îmi spune când dă dobândă la ei, îi lasă, nu-i jucă pe mine. Asta este să că eu dacă nu plătesc la timp, o zi de dea cum mă dea cu statul. Dobândă, te dați pe zi. Și m-am împărut. M-am împărut. Sunteți operator de credit. Ca să nu mai fie atâta bulversare cu tax și impozit. Propun. Am vrut să-mi dăm mandatul de viceprimar. Ca la taxe și impozite să faceți un program cu coduri de clasificare. Să se ducă banii în funcție cum se plătește avânta, taxa pe teren, taxa auto și tot. Conform să iasă, da, ca să știe. Să știe omul unde s-a plătut, să mai ducă un oală în mare și după aia să o soltați cum vreți. Deci am spus-o clar. Am propus, vă rog să țineți cum. Dar dumneavoastră n-am făcut nimic de viceprimar. Am, da, mai spun o să repet, pentru că nu înțeleg. N-am fost ordonator de credit. Nu eu închei contracte și semnez contracte și dau bani. Am propus și atunci Johnny Crăciun, am reușit, am adus calculatoare, dar se taie aceea chitanță, în locul pixul se taie, dacă nu e nicio diferență. Vă rog, luați programul ca la Unești, codul de clasificare, în care om poate să urmărească și pe internet, să vadă cât trebuie să plătească, cât mare restanță și nu s-a dus banii. Să nu mai bulversăm cetății. Ai plătit, ai plătit, am chitanță. Da. Hai să vedem. Vă rog frumos să scriți și vă semnați și aduceți. Proiectul hotărârii de revenire asupra prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 15-18-2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018. Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău, întrunită ședință extraordinară în data de 7-2018, în temeiul proiectului de hotărâre înregistrat al numărul 619-02-2018, inițiat și promis de către un număr de 5 consilieri locali, domnii consilieri Sugiu, Daniel Dărbuleanu, Adrian Busuioc, Ionel Dineț, Claudiu și Lucu Nicolae, în baza referatului secretarului Comunei Livesc, înregistrat la numărul 619-02-2018, adresat primarului Comunei Livesc, prin care se solicită ca compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Livesc, compartimentul buget, contabilitate, venituri, să întocmească un raport al compartimentului de specialitate, care este elaborat în termen de 30 zile de la înregistrarea proiectului de hotărâre. Având în vedere referatul numărul 664 din 5-2-2018 și raportul compartimentului de specialitate numărul 665 din 5-2-2018, întocmite de doamna consilier din Vece Elena, în care se arată faptul că la proiectul de hotărâre înregistrat la numărul 619-102-2018, inițial de 5 consilieri, cei 5 reprezentanți ai Consiliului Local, nu este atașată expunerea de motive a inițiatorilor. Având în vedere prevederile articolului 27, articolul 36, alineatul 1, alineatul 4, litera C, articolul 45, alineatul 1, alineatul 2, litera C, precum și articolul 115, alineatul 1, litera B, din legea administrației publice locale numărul 215 din 23.04.2001, modificată și completată, propunem Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău adoptarea următorului proiect de hotărâre. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei de Județul Bacău revine asupra prevederilor hotărârii Consiliului Local numărul 39 din 15-12-2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018. Cornel, vin un pic în face. Modificând anexa la hotărâre, atenție! Modificând anexa la hotărâre, în sensul că taxele și impozitele locale în comuna Livesc pe anul 2018 rămân la nivelul anului 2017. În momentul mai acolo, în anul 2017, cu excepția taxelor la subcapitolul mijloace de transport peste 20 de tone, care a suferit majorări conform codului fiscal, și taxa de salubrizare în sumă de 4,07 lei, așa cum se prevede la referatul numărul 664 din 5-2-2018 și raportul compartimentului de specialitate numărul 665 din 5-2-2018, întocmite de doamna consilieră din BCR. Articolul 2. Taxele și impozitele locale pentru anul 2018 rămân la nivelul anului 2017.
În condiții articolul 3, poziția articolului 36 alineatul 1 alineatul 4 litera C din legea administrației publice locale, modificată și completată, Consiliul Local stabilește și aprobă impozitele și taxele locale în condiții legii. Articolul 4. Hotărârea adoptată va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău și primarului comunei diverse în calitate de ordonator de credite, care este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. Hotărârea adoptată va fi adusă la cunoștință publică. Inițiatorii proiectului de hotărâre sunt domnul consilier Surugeu Daniel, Răbuneanu Adrian, Busuioc Ionel, Ineț Claudiu și Lungu Nicolae. Acesta este proiectul de hotărâre în formă. Este și hotărârea cum va fi semnată de către președintele de ședință. Da. Așa. Comisiei de specialitate și-au dat avizul. Acum suntem un număr de 12 consilieri. Da, a venit doamna Adelea. Dar când mă dați dumneavoastră, vreau să spun câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc cetățenilor care au fost alături de noi, sunt alături de noi, oameni care ne sfătuim, îl văd aici pe domnul Azaparu, care noi mai comunicăm, ne sfătuim, pot să spun așa că oricând pot să găsesc la consum un sfat. Sunt un plătitor de taxe și impozite. E un plătitor bun de taxe și cu tocmai de asta el plătește la mine. Ușa primarului. Nu știu, unde scrie primar. Acum ați văzut că sunt lucruri care... Este deschisă în orice moment. Pentru oricine. Pentru oricine. Eu sunt din 2017, în această primărie, ca viceprimar, și după aia viceprimar cu atribuțiune de primar, nu știu, 20 ce știi spune. Așa de fapt, primul spune. Orice persoană în stat, i-am ascultat în momentele când am avut o problemă la ghișeu, am venit la mine, am chemat omul de la ghișeu, le-am lămurit, ușa este deschisă, comunicare cu consilieri, am avut domnul Lungu aici, de multe ori desfătuit, domnul Busuioc poate să vă confirme, mă sună seara, domnule, am o problemă, m-a sunat oameni, cum facem cu rezolvăm? S-a spus. Mulțumesc, domnul consilier. Deci, cu asta vreau să vă mulțumesc. Și aș vrea la fiecare ședință să fie, poate să fie cât mai mulți oameni, să putem să ne vadă ceea ce, cum lucrăm aici, ceea ce facem, cine-i mincinosul, cine-i hotul și cine-i rostul, știi? Dar nu-i ați luat măsuri și legendarul meu ăla este aici cu declarații, nu trebuie să luca. Dar da, v-ați spus domnului că astăzi dumneavoastră compensați cu ședința care ați lipsit din octombrie, că eu am fost la una din ședințe din octombrie, la care dumneavoastră ați participat. Aveți dreptate. Am venit cu o problemă la momentul respectiv, care după aia s-a spus că este cuvântul meu împotriva cuvântului salariatelor primăriei și a rămas moartă. Mă rog, astăzi am venit să-mi depun actele pentru autorizație și doamnele sunt în pauză de masă, deci nu știu cum funcționează programul, că la mine 8 ore sunt 8 ore. Dacă spuneți așa o ori, după voi, eu vă spun eu până amendă. Este cu pauză, dar am program până la ora 5 la mine. Deci am pauză de masă, o oră care compensează și programul este până la ora 5. Am venit aici pentru că bănuiesc că taxele și impozitele s-au mărit pe o anumită, nu știu, lungime de undă, necesitățile de bani ale primăriei. Este un proiect care l-a dat guvernul din fonduri europene, prin care se prevede cadastrarea gratuită a Comunei Livezi. Deci Comuna Livezi este una din comunele care a beneficiat de aceste fonduri. Toate orate ori, nu mă mor. Nu sunt o parte din comunele județului Bacău. Da, spune da. Din început cu anul 2018, Comuna Livezi beneficiază de aceste fonduri europene. Și eram interesată, l-am rugat pe domnul Lungu, i-am dat hârtiuța scoasă de pe internet. Dacă Comuna Livezi are o comisie sau a constituit, nu știu, o comisie la nivelul comunei care să se ocupe de acest proiect. Dar nu este egal? Nu, e separat. Dar nu e separat? Da, da. Așa e guvernamental. Da, este separat. Nu mă gândeam. Cadastrarea generală. Da. Cadastrarea generală, da. Dar nu s-au făcut fonduri europene. Dar cred că nu s-au făcut fonduri în comisia respectivă. Deci, eu una mă găsesc
personal într-o situație în care aș avea nevoie de așa ceva și așa cum, mă rog, fiecare, dar fiecare dintre noi am economisit bani când cadastrarea gratuită a comunei, vedea asupra comunar beneficiat de niște taxe care bănuiesc că sunt foarte mulți, într-o discuție a mea anterioară cu domnul Johnny Crăciun, se discuta că sunt foarte mulți proprietari de terenuri care nu plătesc taxe și impozite pentru că e pe numele bunicul, al străbunicul, nu plătesc nici eu, nici bărbu, nici... Deci asta era una din problemele... Care ne doare de toți? Da. Da, doar de zi trebuie să ne-am urmărit, dar nu s-a întâmplat. Eu o să vă prezint cu niște chestii simple. Am chemat pe doamna inginer să vă spună chestii tehnice. Acolo o să fie problema. Ce se întâmplă? Majoritatea au vândut terenurile cu acte de mână. Iar titlurile sunt pe defunct. Pe titlu merge, că e defunct, că... Da, dar bănuiesc că fiind acordul părinților... Nu este spus legea. Interesate. Deci tocmai de asta am chemat pe doamna inginer. Din ce am eu? Eu cred că se poate. Deci nu. Deci o să dispună doamna inginer pentru că ea merge la pregătirii, la instruirii. Avem? Nu. Proprietarul. Doamna Nela. Nu. Dar o să ne prezinte doamna inginer. Trebuie să fie norme de aplicare. Au normele clare. Se dau pe defunct, timpul vine. Deci acolo o să fie probleme. Iar ce găsești în plus, la limită de doar treci în domeniul primării. Da. Așa e. Doamne, cine, vedeți la după și... Noi ați stăteați cu ședința, cu votarea și... Haideți să votăm! Aș vrea să adaug ceva la ce sunt să vorbim. Am văzut eu, în ochii mei, firma de dezăpezire care a lucrat noaptea până la 5 de viață, condusă de domnul Nichiu. Vă ferice, domnul Nichiu. N-am văzut un primar să facă așa ceva. Deci, cu domnul secretar, cu mențiunea...